Nu-mi plac mie acțiunile care declară că vor fi în tăcere. Dar dacă oamenii ăștia au zis că vor să pedaleze în tăcere, pentru că așa se pedalează în lumea largă, probabil ca să-i pomenească pe cei morți în trafic, pe biciclete, trotinete și alte mijloace de locomoție ecologic curate și sănătoase. Am venit și eu. Și iată, ei mai în tăcere, eu mai cu gura spartă, pornind de aici, din rondul bicicliștilor din Parcul Izvor, mergem pe un traseu de 13 km anunțat din timp și care înțeleg că va fi același de fiecare dată. Eu făcusem deja 7 km ca să ajung aici. Dacă merg cu ei, cu ele până la capăt, o să am 20 și după aceea încă 7 ca să ajung din nou acasă, dacă nu cumva ne prinde ploaia și încheiem acțiunea mai devreme. De data asta nu suntem mulți și poliția nu a venit să ne asigure trecerea la semafor pe roșu, deci trebuie să respectăm indicațiile semafor. Mergem pe Bulevardul Libertății, prin Piața Constituției, cumva dăm colțul Palatului Parlamentului. Monstruoasa Casa Poporului, zămislită de poporul român sub îndrumarea smintitului de Ceaușescu. Schimbăm banda, direcția, așa că ne-am încadrat pe stânga, semnalând în prealabil. Trecem pe lângă Marx, insensibil, și pedalăm voios. Vremea e ploioasă, dar primăria ne distrează cu fântâni luminoase. Ba mai rău chiar, pe banda a doua poți fi stropit de fântânile defecte, că doar nu au fost gândite așa ca să stropească carosabilul. În descrierea clipului o scopiez din explicația, motivația evenimentului și o să aflați când și cu ce periodicitate se face evenimentul ăsta la nivel global și poate aderați și voi, poate participați la organizare, pedalare în comun. Suntem în Piața Unirii. Schimbăm din nou direcția și ne încadrăm din nou pe stânga. Avem și ultima strălucire de soare înainte de posibilă ploaie. Dar nu ne temem noi, e aproape vara. Organizatorii au grijă tuturor celor rămași în urmă. Și bine. Dacă e grup organizat, organizat să fie. Unii
unii câștigă bani cu bicicleta, alții se distrează sau fac activism civic. Se pare că mai mulți rămăseseră în urmă, nu doar o persoană. Și iată, grupul s-a întregit. Mergem mai departe. Pornim spre piața Universității. Ora 7:15. Și avem vreo 2 km până aici. Ceau! Ioana îți duce la protest, cred că, în piața Victoriei. Protest rezist. Eu cu masca pe față și tot m-au recunoscut. Dacă ne știm de 2 ani. Înspre Universitate e urât, e înnorat. Unde mergem noi pare mai luminat cerul. Să vedem. Pedalăm. Magazinul specializat Basarabia are nu știu ce renovări. Am scos ambalajul, reclama și bagă alta. Da, schimbă sezonul. E fain, dar e periculos să pedalezi în grup împreună. Pentru că nu prea mai ești responsabil să te uiți la semnele de circulație. Contezi că au făcut-o cei din fața ta. Și asta e greșit. Aici e o biță specială, parcată, parcă e la expoziție. Să arate că poate fi și așa, foarte înaltă. Văd că se face semn. Când ne oprim din nou, să așteptăm jumătatea grupului care s-a oprit la semafor. Și a doua jumătate a grupului vine ca fulgerul. Profită omul de ocazie și își întărește cauciucul. Secția 1 de poliție. Sectorul 1. Bulevardul ăsta a fost reparat cam 2 ani în urmă. Când am venit am găsit asfaltul nou și acum gata. E dus. Nu trebuia să fie în garanție, nu trebuia să fie întreținut. Gurile astea de canalizare, de scurgere apei de ploaie, le-au pus de mântuială la 2-3 cm adâncime, suficient cât să dezechilibreze un biciclist și eventual să-l bagi sub roțele transportului public, în condițiile în care nu există strada asta pistă pentru noi și suntem nevoiți să pedalăm pe prima bandă. Sau iată, unii o mai iau pe trotuar, dar cu bița de coarne. Da, băi. Nu o să ajungem la aeroport, dar în piața Victoriei, la guvern, am ajuns.
groapă fix în stație. La guvernă sunt mulți jandarmi, polițiști. Păzesc liniștea guvernanților. Dar noi nu le-o tulburăm cu nimic. Pedalăm în liniște. Ne-am fofilat pe lângă un autobuz mai. Șoferul ne-a claxonat. Oare nu încape în trafic din cauza noastră? Sunt trei benzi aici. Nu poate face un pic de loc pentru bicicliști. O fi bus de jandarmi. Intimidează. Poate pretinde că ar trebui să pedalăm pe trotuar, că acolo e pista biciclistică. Era. Acum a fost anulată, ștearsă. Au lățit trotuarul și l-au făcut numai pentru pietoni. Și noi rămânem aici în trafic. Pe prima bandă. Regulamentar. Op. Am ajuns la parcul Herestreu, parcul Regelui, de unde pornesc alte acțiuni ciclistice, mai ales acea mare de primăvară și de toamnă. Cred că o să închei filmarea la Arcul de Triumf, pentru că deja facem calea întoarsă și a început să plouă, deci o să am mâinile ocupate să-mi scot pelerina, să mă apăr de ploaie sau poate chiar să rămân undeva la dos. Mă bucur că ați fost cu mine și cu noi. Mai ieșiți. Faceți și voi așa ceva.